Veste bună pentru Adrian Năstase, fostul premier și a recuperat toate drepturile după ce Curtea Supremă a decis reabilitarea acestuia după primele două condamnări pe care le-a primit. În cazul în care decizia rămâne definitivă, Adrian Năstase ar putea candida la alegeri și ocupa din nou funcții publice. Fostul premier Adrian Năstase a depus cererea de reabilitare la începutul lunii octombrie, iar acum a venit și răspunsul magistraților de la Analta Curte. Aceștia au decis că fostul premier poate fi reabilitat. însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile. însă pentru Adrian Năstase e un început bun. Dacă magistrații nu se răzgândesc în cazul în care va exista o cerere a procurorilor de schimbare a deciziei, fostul premier va putea din nou să candideze pentru funcții publice. Conform art Articolului 169 din Codul Penal prin reabilitare în cazul unei persoane condamnate încetează decăderile și interdicțiile, precum și incapacitățile care rezultă din sentința prin care a fost condamnat. Fostul premier a fost eliberat condiționat din închisoare în luna august 2014, după ce a executat o parte din cei patru ani și jumătate primiți cumulat în două dosare, Zambacian și Trofeul Calității. După ce a fost eliberat condiționat, instanțele i-au impus lui Năstase o serie de interdicții, printre care și dreptul de a candida la o funcție publică. Adrian Năstase a fost condamnat pe 20 iunie 2012 la doi ani de închisoare în dosarul Trofeul Calității, din care a efectuat opt luni de detenție, fiind eliberat condiționat. Apoi, pe 6 ianuarie 2014, el a fost condamnat de înalta curte la patru ani de închisoare cu executare pentru luare de mită și trei ani pentru șantaj în dosarul Zambaccian și a fost eliberat în august 2014. În dosarul Zambacian, Adrian Năstase a fost acuzat că a primit de la fostul șef al Inspectoratului de Stat în construcții Irina Gianu în perioada 2002-2004 în mod direct și prin intermediul soției sale, Dana Anastase, foloase necuvenite în valoare de aproximativ 600 de mii de euro, constând în bunuri importate din China și contravaloarea unor lucrări efectuate la imobilele din localitatea Cornu și București. În celălalt dosar, Năstase a fost acuzat că în anul 2004 s-ar fi folosit de influența sau autoritatea funcției de președinte al unui partid pentru organizarea unui simpozion intitulat Trofeul Calității în Construcții, cu scopul strângerii unor sume de bani destinate campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale la care urma să participe.